ce o să vă arăt acum e o chestie foarte faină care mie mi-a plăcut mult, că altfel n-aș fi făcut-o. Da. Și în care am mare încredere. Pentru că știm cu toții că în piață nu prea există legume și fructe care să n-aibă tot felul de tratamente. Care să nu fie stropite. Da. Dar dacă n-avem din grădina noastră și vrem totuși să mai consumăm câte ceva, facem un șiretlic. Zeolit, cu apă. Aducem un pH mare. După ce mi-arăți ce trebuie făcut, o să-ți fac o surpriză. Așa, îmi plac surprizile. Și după care putem să adăugăm frumos fructele, le scufundăm în apă, pe rând. Pun ardei. Frumos așa, cireșele, pe rând, merele. Merele, uite ce frumoase. Da? Deci, efectiv, le punem în apă cu zeolit și le lăsăm să stea 15 minute. După care putem să îndrăznim să mâncăm. Le spălăm și mâncăm. De ce? Scoate pesticidele și tratamentele. Pot să spun surpriza. Da. Fac de mult chestia asta. Superior. Vreau să superior. Spun că și iau câte o linguriță dimineața în ceai. Ok. Adevărul e că rău nu face. Nu face. Nu face rău și face o chestie foarte bună de alcalinizare în corp. Prima încercare a mea a fost cu căpșunii, pe vremea când n-aveam încă căpșunii în grădină și efectiv am fost incredibil de surprinsă să văd că apa a rămas roșie. Roșie. Lucru care nu se întâmplă cu absolut niciun alt fruct sau altă... Uite, și aici am băgat cireșe, da? N-a scos absolut nimic din el. Vă dați seama ce era un... acei minunați... Și incredibil, căpșunii respectiv cred că au fost super hipertratați. Scoatem fructele din apă. Pot fi consumate și așa ca atare sau le putem împezi. Timpul de 15 minute este suficient ca să capteze tot ce este de captat.